Salutare, gă, și bine ați la un nou episod. Azi suntem pe VP România Roleplay. Eu o să las toate informațiile în descriere. Astăzi e un server nou pe care am primit un mic partenerat, știți bine. Am mai povestit pe live, pe care vă aștept și pe voi. Hai să vedem despre ce e vorba. Na, desigur, pe viitor o să mai vină update-uri. Hai să mai ales să vorbim cu asta. Vreau să de ce? Început, demisionează, devine o șomeră. Asta vreau, frate. Gata. Am devenit șomer. Ia, e pe băieți. Ce închirează o mașină? Fie de puteți să închiriați la 180 de dolari. Economia nu e chiar așa de mare, adică de câte am văzut e destul de ok. Salut, salut, băieți. Am intrat prima dată pe server, că a fost un pic cam închis. Și din câte văd, mi-a lăsat un Bentley, se vede destul de frumos. Apropo, ce am uitat la început, nu uitați butonul de like și subscribe. Acum asta e numai 3 pentru că, da, asta e. Hai să mergem ca tot românul. Mergem și noi până la showroom. Mă scuz, din cauza vremii, din cauza alea. Mi-am mutat acum treaba asta să vorbesc pe ce buton. Am avut-o pe asta de la mouse, din lateral. Dar observam dacă un exemplu apăsam pe W sau așa mai departe, nu funcționa, știi? Și apoi au mașini destul de bune, deci nu e nicio problemă cu mașinile. Din câte am înțeles, este un mod pus și la mașini pentru sunet. Hai, eu am un pic de muzică pe fundal, dar în fine, staff care am dat un pic joc mai încet, că dacă nu vor asurzea sunetul de la ploaia asta. N-am mod de grafică, că era asta, am întrebat și pe băieți, bă, ați pus voi mod de grafică pe server, adică, na, gen pentru stres, pentru testa asta îmi place, frate, hai, că nu e varză pentru. Bun, hai să stai, mă, bine a venit, că nu mai știu pe unde ar fi, showroom, pe aici. Școala de MV, bine, deocamdată, na, în fine. Bă, vă aștept și pe voi pe server, facem un rope împreună, poate cărăm și o mafie, vedem. Și poate mă pare treaba asta, dar nu nicio legătură, nu știu de la ce. Bă, da. Pe unde ar fi? Dacă nu mai știu. Ba, azi n-am făcut live. Am fost la muncă și bine. Am zis că în fine, n-am găsit faza aia. Mergem la Târgu Auto, din câte o să văd. Vodafone, ar trebui să mă duc să-mi cumpăr. Ia mă să mergem la grădinar. Dar oare pot stai să mă duc până la spawn? Am fost la spawn, dar m-am ales asta de Târg Auto, desigur, stai să văd dacă mai găsesc. Asta e spawnul primărie. Angajări, VP, angajări, ia să fugim noi repede până acolo. Asta îmi place la Five, tata, adică, da, cinematicul ăsta, în caz dacă știi cum e. Mamă, dar ce super se vede. Mamă, super bă să vezi. Nu e ideea. E super ciudată schema. Am dormit un pic după ce am venit acasă, dar nu. Încă în continuare obosit. Am avut o zi mai așa, așa, așa. Iconițele sunt schimbate, din câte o puteți vedea. A, vedeți și alea, perfect. O să las web aici, nu o să acopăr pe nimic. Sper că mă aude ploaia asta, cam. Asta ar fi una dintre întrebări. Și scooterul pe care îl puteți lua, hai că îl închiriem imediat, să vedem grădinar, ok. Hai să mergem direct la scooter. Nice. Bă, este scooterul, guys.
Stai că nu știu. Arată destul de frumos, asta îmi place. E un pic mai diferit pentru început, cel puțin cu scooterul. O să-l las pe undeva pe aici și mergem cu mașina de stat, desigur, la jobul de grădinar. Parcă grădinar, da. Bun. Pe unde ar trebui să mergem? Nice, hai să fugim. Așa că o să revenim și cu live-urile, o să facem și live-uri, dar de-aia trebuie și activitatea voastră. Căci pe server, pentru cine joacă FiveM, să facem roleplay. Acum, deocamdată, e numai un videoclip mai așa. O să mă gândesc ce thumbnail pun. Trebuie să creez unul. Dar da, nu e nicio problemă, o facem rapid. Sper că să se vadă destul de bine pe bază de filmat. N-am mai făcut așa episoade, să zic, destul de mult. Am înțeles că acum am schimbat și ceva la OBS, au făcut niște update-uri până înainte pe ca a fost niște buguri prostești care nu și aveau locul, să fiu sigur. Și să fiu sincer, de fapt, cu voi. By the way, aveți și Discord-ul, Discord.gg acolo deasupra la mapă. Deci, nu știu pentru cine ați mai jucat pe server sau cine sunteți noi acum și vreți să încercați. Desigur, un rope nu se poate face de unul singur. Să știți bine. Și fără un mic de ajutor, hai să ne revenim, umplem serverul cum am umplut ce mai de mult, știți bine. Când am umplut un server full, numai eu. Un server de Five, bine, era în paletă, era mai de mult, aveți dovada de pentru cine nu crede. Am făcut și treburi de genul în pe undeva pe un playlist ar fi, dar nu mai știu sigur. Dacă l-am pus în playlist, dacă nu l-am pus, că sunt foarte multe, o să fac la un moment dat un pic de ordine pe care o să fie făcut un playlist egal că e făcut numai un episod sau nu. Încă o dată mulțumesc de 3000 de follow, de subscriberi, contează foarte mult. Hai să mergem pe către 4000. Numai că, cum am și zis, bă, e foarte greu să cauți un server în care te poți baza, te poți juca. Pentru că a trimis primarul orașului un mesaj. Cum deschide asta? Telefonul. M-am activat asta, stai că ajung imediat. O să ies din mașină și o să încerc să de scot. Bine, undeva nu știu eu. Am uitat multe, adică fără dor și poate. Mamă, ce fain arată aici, ești nebun? O băga băieții mapping. Arată destul de bine. Și aici e ceva job. Sau ce ar fi aici? Făcar, cred că. Aveți foarte multe joburi. Mai multe informații le aveți pe Discord. Acolo dau băieții tot felul de informații. Ce ține scripterii și așa mai departe. Fondatorii. Știți bine, nu vă pot da eu informațiile în timp real. Ok, hai că am vorbit cu... am ajuns la asta. Păi și cum deschid... Nu, am înțeles. Vreau să intru în tură. Ok. Din câte știu, trebuie să mă duc undeva prin spate pe aici sau să urc acolo sus. Nu. Undeva pe aici. Pa ce, no. Ani, nu vreau să mă urc acolo. Nu, aici e sus. De jobul ăsta, așa-l faceți. Veniți aici, vă urcați pe una de asta. Asta mi se pare destul de frumos. Că, da. Apeși eu, umpli, poți umpli stropitoarea. Frumos, nu știu cât ar fi.
Ai băgat liniștit, mai umplu pe la. Stai că inventar. Certificat de identitate, am înțeles. Nu mai știu, nici cu 5M o să mor, adică am uitat multe comenzi de pe 5M, din păcate. Asta mi se pare un pic cam rușine mie că n-am mai jucat așa de mult. Știți bine și motivele de ce n-am mai jucat. Ok, de acum. Veniți la punctele astea, apăsați E. Uf, a luat răzătare. Cum se numește, mă, pe ăsta? Ce încep să stropiști? Bine, logica jocului, de fapt, logica GTA-ului, la afară și, da. E destul de mult, da. Bă, o să începem o serie așa de... Pe lângă 5M, aș mai vrea să mai încep o serie cu un joc. Pot să dau un anunț sau pot să iau eu jocul să văd despre ce joc ar fi. Și... Pe undeva cred că e posibil să ne jucăm Diablo 4. Vedem. Pentru jucătorii de Diablo 4, dacă vă place jocul, spuneți și mie... Adică dacă vă jucați Diablo 4, spuneți și mie... Cum vi se pare? Adică se merită sau nu? Ce se întâmplă când intri? Mai bine stau și mă la voi sau ascult de voi decât să stau cu părerea la tot felul de... Știți voi la ce mă refer. Bun, guys, acesta a fost primul episod pe serverul ăsta. Noi ne jucăm în continuare, stăm la farming de ore. Clar, ca să mergem un pic și mai sus cu joburile și cu așa mai departe. Info, hood, bine, slash hood-ul, am 499 în bancă și 4040 pe cash. Nu prea e bună schema asta. Da, poate vin mafioții, poate treburi de genul. Așa că eu v-am pupat, vă urez o zi cât mai frumoasă și un început de weekend frumos și ne auzim pe data viitoare. Mama, am 49% de apă, dar tata, ești nebun? Bă, da. Nice. Ia, fete, că am apăsat Y. Body. Bă, ce schemă, băi, beatule. Noi, se arată super bine, adică sunt niște comenzi ascunse pe care nici eu nu le mai știu. Că... Ce asta, mă? Am înțeles. Clar, clasic pe U. Stai că nu... Nu se poate întâmpla. Clasic pe U. Cea mai tare schemă se trebuie la asta, jur, adică, da. V-a pupat, ne auzim. Am înțeles. Pe data viitoare. Ah, asta pe server.